De la bănci la descentralizare, piața cripto e singura variabilă care n-a contribuit la colapsul SVB, spun analiștii, dar se bucură de moment. Ți-am spus eu, e noul curent printre evangheliștii cripto. Unul dintre ei a profitat de oportunitate, a condus o dubă în fața intrării SVB cu mesajul "Fii propria ta bancă" și o imagine falsă cu Jerome Powell, președintele Fed, care ține o pancartă cu mesajul "Cumpărați Bitcoin". După 12 luni de scăderi în cripto și un colaps bancar, Bitcoin a crescut cu peste 30% în ultimele 7 zile. Sistemul nostru financiar actual deteriorat este cel mai bun marketing al Bitcoin, iar Fed este agenția de publicitate, spune Crypto Graffiti, artistul care a condus camionul în fața sediului SVB. Cum reacționează piața? Bitcoin a crescut cu 4% în ultimele 24 de ore, până la $28.200 pe unitate, iar dominanța criptoactivului urcă la 47,6%, adică Bitcoin reprezintă jumătate din sectorul cripto. Noi mergem la Paul Achim, investitor cripto. Salutare! Avem o predicție mai controversată în piață. Balaji, care a fost CTO-ul Coinbase și a lucrat la firma de capital de risc Andreessen Horowitz, spune că Bitcoin va ajunge la $1.000.000 în 90 de zile. Este posibil și în ce condiții? Dacă da. Probabil că respectivul își dorește cu ardoare să iasă în evidență, dar o astfel de afirmație nu are absolut niciun fundament. Într-adevăr, Bitcoin a ieșit din perioada de acumulare și își construiește acum un nou trend de creștere, dar de aici până la o cotație de $1.000.000 e drum extrem de lung. Iar scenariul amintit de fostul CTO al Coinbase este un scenariu fantezist. Bun, acum să trecem un pic la lucruri mai serioase, să spunem, sau mai omenești. Piețele și băncile se prăbușesc, vedem asta. Piața cripto însă are parte de un raliu în ultimele zile. Este momentul în care începe deconectarea totală a pieței cripto de cea tradițională? Adică e momentul în care oamenii care, știu eu, au și o anumită... sau sunt destul de bine corelați, pregătiți în cripto, în care se sesizează că este modalitatea cea mai sigură sau poate deveni o modalitate mai sigură decât acest sistem bancar care pare la momentul de față cel puțin deteriorat? E o întrebare foarte bună. Nu aș spune că avem de-a face chiar cu o decuplare a pieței cripto de piețele de capital. Ce vedem acum în piața cripto este de fapt o repercusiune a celor întâmplate în ultima săptămână și jumătate în sectorul bancar. Criza din zona de banking a fost generată de creșterea accelerată a dobânzilor. Băncile aveau expunere în titluri de stat cu scadență mare și acestea erau achiziționate înainte de creșterea dobânzilor, iar asta se traduce în randamente foarte mici ale acestor titluri de stat în comparație cu cele emise recent. Acest lucru duce la devalorizarea titlurilor de stat mai vechi, deținute de bănci și la crize de lichiditate în momentul în care se retrag în bloc banii din bănci, cum s-a întâmplat de fapt și la Silicon Valley Bank, unde am văzut o retragere de $42 de miliarde într-o singură zi, în ziua de joi, acum două săptămâni. De ce? Pentru că titlurile vechi de stat nu mai acoperă valoarea totală depusă în bancă de către deponenți. Și ca răspuns la această criză, guvernul american a decis să vină cu un plan de salvare, acel celebru plan de salvare pentru bănci, care constă în sute de miliarde oferite băncilor doar în primă fază, pentru că s-ar putea să ajungă la $2 trilioane sub formă de împrumut. Iar această infuzie de capital în economie alimentează acum toate piețele, inclusiv piața cripto și piețele de capital, pentru că vedem un rebound general în piețe. Într-adevăr, în piața cripto este mai accelerat acest rebound, dar acest este un fenomen general. Acesta e primul motiv pentru care piețele cresc acum. Al doilea motiv este că investitorii speculează că la următoarea ședință de miercuri vom vedea dobânzi sub așteptările inițiale, de maxim 0,25% sau poate chiar de 0%. Banca Centrală Americană acum e pusă în situația destul de ingrată de a alege între a salva sectorul bancar sau a rezolva problema inflației cu costul unei crize foarte grave, iar investitorii se așteaptă ca Fed să sacrifice totuși inflația și dacă se va întâmpla asta, vom continua să vedem creșteri importante pe toate piețele și un posibil nou bull market general. Deja, tehnic vorbind, Bitcoin, odată cu depășirea pragului de $25.000, a ieșit din zona de acumulare și oficial suntem în bull market.
În regulă, bun, mulțumim pentru explicație. Iată, Fed nefericit de data asta între Ciocan și Nicovală, dar avem și motive de bucurie pe de altă parte. Trecem un pic mai departe.